Cine acununa din suflet, cu fața plină de zâmbet, nașul, nașul. Cine-i prea frumoasa doamnă și de azi a doua mamă, nașa, nașa. Cine acununa din suflet, cu fața plină de zâmbet, nașul, nașul. Cine-i prea frumoasa doamnă și de azi a doua mamă, nașa, nașa. Domnul Nicolae, noi știm că astăzi acest om cu inimă mare este omageat. Da. Avem informația corectă? Corect. Și la orice zi de naștere, de fiecare dată vă pășesc pragul cei mai frumoși oameni pentru a vă felicita. Iar cei care nu au posibilitatea să vă pășească pragul, trimit curier ca ei să vină să vă spună cât de mult sunteți apreciați, cât de mult sunteți stimați, cât de mult sunteți iubiți și vă doresc de fiecare dată cei mai buni să vă aparțină, dar în special de ziua de naștere. Așa că, ca la orice zi de naștere, noi venim cu câteva cadouri. O să începem cu un cadou frumos, cu flori. Să ne eliberez mânuța, da? Pentru scumpa dumneavoastră soție, care are grijă de dumneavoastră, vă iubește și vă prețuiește și are grijă ca să fie viața dumneavoastră veselă, da? O surpriză dulce pentru domnul Nicolae, o sticlă de șampanie pentru masa lui de sărbătoare și un coșuleț cu vitamine. Mulțumim frumos! Ia să vedem ce vă șoptește inimioara. Cum credeți voi? Cine ne-a trimis la ușa dumneavoastră cu aceste lucruri frumoase? Vecine. Hai să vedem ce vă spune intuiția. Avem piciori. Așa. Psihotare, eu știu, poate ei. Așa. Pe cine mai aveți psihotare? Fini. Așa. Dar câți fini aveți? Am înțeles că aveți. Avem, da, mai mulți. Avem la Portugalia. Și unde mai avem? La Cipru. Da, la Cipru avem. Uite așa. Această surpriză, într-adevăr, vine de la copiii voștri spirituale, adică din partea finelor, care tare, tare vă iubesc, vă apreciază și se numesc finii cei mici. Cine sunt cei mai mici? Natasha. Exact, Nicolae și Natalia. Unde sunt? La Cipru. Și de acolo ne-au rugat să venim la scumpii lor naș, în special astăzi la scumpul naș, care este un om cu inimă mare. Îmi spunea Natalia că zic, cum o să găsim noi casa domnului Nicolae? Deci că o să o găsiți cu siguranță, așa i-a arătat casă de gospodare. Și ca a unor oameni cu inimă mare. Asta ne bucură foarte, foarte mult. Pe lângă toate darurile astea frumoase, aici sunt scrise câteva rândurile. În această zi minunată, la împlinirea frumoasei vârste de 30 cât? 30, da. Cât, domnul Nicolae, aveți în suflet? În suflet 17. 17. La împlinirea frumoasei vârste de 57 de anișori, îți urăm din suflet un călduros la mulți ani. Fie ca această zi și toate zilele anilor care vor veni să fie pline de dragoste, de fericire, de sănătate, de bucurie și de succes. Cu anii ne dăm seama că timpul este prețios, sănătatea este importantă, iar ce contează cu adevărat este să fii fericit. Corect. Să fii sănătos mereu, să zâmbești întotdeauna ca și acum, să-ți păstrezi sufletul cald, inima bună și să oferi în jurul tău doar iubire și tot asta să primești înapoi, iubire, pace sufletească și armonie. Fie ca bucuria să-ți încălzească ochii, fie ca sănătatea să-ți fie mereu alături și să te ducă până cel puțin la 100 aniversare. Bucură-te de fiecare clipă, zâmbește, fii fericit. Amintește-ți un singur lucru, fiecare zi este o zi specială din an, așa că trăiește la masă, cu drag! Surpriza vine de la fiii cei mici, de la familia Roșcovan, Nicolae și Natalia și finuțele, Cristiana și Amelia. La mulți, mulți ani!
Nași frumoși și să fiți tare, tare sănătoși. Ce le transmiți nașurilor? Eu le transmit că îi stimez foarte mult, îi iubim și le dorim și noi multă sănătate, fericire, să aibă grijă, să ne stimeze și... Și așteptăm acasă. Așteptăm acasă, da, desigur. Deci spunea Natalia că sunteți nașii lor de 11 anișori. Da. 11 anișori frumoși, faceți parte dintr-o familie, da? O familie largă, întinsă în toată lumea, dacă spuneți și copiii dumneavoastră, toți sunt plecați, deci toți s-au îmbrășteat în toată lumea, dar fiecare din orice colț se află își trimit către dumneavoastră cele mai calde și sincere felicitări. Se zice că nașii sunt singura parte din familie pe care ne alegem singuri. O vorbă din popor. Da, și ei cu siguranță și i-au ales pe cei mai buni. Că dacă mama nu poți alege sau copiii nu-i poți alege, nașii îi poți alege. Iar ei i-au ales pe cei mai buni. Da. Eu le mulțumesc foarte frumos că ne stimează și noi, desigur că îi apreciem foarte mult, îi stimăm ca niște oameni prețioși pentru noi. Niște fiind buni, gospodari. Corect. Deci ați făcut o alegere bună, da? Cred că cea da. Cea mai bună. Cea mai bună. Cea mai bună, da. Bună seara. Bună seara, Fina. Bună seara, la mulți ani, Nanașu. Mulțumim, măi. Să trăiesc în Nanașu, mulți ani și mătani. Știți împreună până la zi și bătrânie. Să vă știm sănătoși, fericiți! Da, mulțumim! Mulțumim! Da, ne-ați făcut o surpriză! Șoc! Noi nu ne-am așteptat! Măcar ne preîntâmpinați cumva, da? Și cum? Nanașa, nu mai era surpriză! Poate, da! Nu, am avut o surpriză, nu o surpriză, băi, prioare mei! E surpriză, vrem să vă știm sănătoși, vă urăm la amândoi, la mulți ani pentru sărbătoare pentru amândoi. Da, mulțumim. Să fie de o viață împreună. Mulțumim frumos. Mulțumim. Ne bucurați. Ne bucurăm, desigur. Mulțumim. Da, sunteți cei mai faini în film. Sunteți cei mai buni, da. Sperăm și așa înalți și aduc aminte, dar până când încă... Bună ziua. Bună ziua. Până când încă... Bună ziua. Și eu vă mulțumesc foarte frumos de gestul care l-ați făcut, nici nu m-am așteptat, sincer vă spun, și asta e un șoc. Câteodată mai mai uciu pe Facebook și mai văd așa chestii, surpriză, da. Dar, noi am vrut nu... noi să venim, dar dacă suntem toate în care suntem... Eu vă mulțumesc foarte frumos și vă stimez să sunteți... Vă la port, dar noi suntem la polu, ia la tort. Voi sunteți fiind cei mei de, nu de, de 100. Ia ca așa, fiind din nota 100. Eu vă mulțumesc foarte frumos. Și sănătate la mulți ani. Da, și vouă vă dorim mult sănătate. Asta și... fie o... Nu știu, o... O amintire frumoasă. O amintire foarte frumoasă, da? Care eu trebuie să o răsplătesc. Vă mulțumesc foarte frumos, Fini. La mulți ani vă... pe așa nănași frumoși. Stimim, stimăm și vă iubim foarte mult. Deci, da. Surpriza v-a reușit, lacrimi de la nanașa am strâns. Da, da, a fost. Așa că la mulți, mulți ani și când aveți posibilitatea, cu drag să le pășiți pragul, cum ați spus voi, la casa asta de oameni gospodari. Da. Ai o zi frumoasă, la revedere. Mulți ani. Mulțumim frumos. Și sănătoși voi. Să vă rămână prietena cea mai bună, nașa. Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca și-a lor, le dorim și mirilor. Ce naș, ce nașă,
Ce familie frumoasă, o iubire ca și a lor, le dorim și fiind.